A fi îndrăgostit sau într-o relație cu o persoană cu tulburare de personalitate narcisistă vine la pachet cu multe provocări. Vă salut, dragilor! Sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la Vindecarea Sufletului. Azi voi vorbi despre comportamentul narcisist și legătura pe care o creează în relații, dar în special în relația de cuplu, unde partenerul sau partenera, adică victima, găsește imposibil de a părăsi, de a ieși din această relație. Vă reamintesc că informațiile aduse sunt informații educative și nu de diagnosticare, iar dacă le găsești interesante și vrei să primești mai multe informații educative, apasă pe butonul de abonare, dar și clopoțelul pentru a fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou. Când cunoști sau intri într-o relație cu o persoană cu tulburare de personalitate narcisistă, poate părea distractiv, interesant, multă atenție, iubire, trandafiri și multă lingușire. Dar această perioadă, care este foarte scurtă, dar intensă, dispare încet, încet, în câteva luni sau chiar săptămâni din momentul în care v-ați întâlnit. Iar în timp, relația trece de la o relație interesantă, seducătoare și misterioasă la aproape că nu mai recunoști acea persoană. De îndată ce te întrebi ce se întâmplă, nu mă mai recunosc, nu mai recunosc persoana pe care am cunoscut-o, ar fi bine să știi că este timpul să iei o decizie. Dar narcisiștii fac această decizie să fie imposibilă. Imposibil de a pleca sau de a părăsi. Narcisiștii folosesc comportamentul intermitent, adică una caldă, una rece, și asta pentru a face victima dependentă de aprobarea lor. Victima își pierde încrederea în sine, dat fiind faptul că manipulatorul, adică narcisistul, în timp conduce victima în situații de nesiguranță, iar toată susținerea, deciziile, sunt conduse de narcisist. Victimele narcisiștilor pot experimenta sindromul Stockholm, unde victima dezvoltă sentimente pozitive față de agresor. Iar aici apare întrebarea care de altfel face și subiectul de azi. Este greu să părăsești un narcisist și de ce este greu să părăsești un narcisist? Probabil vei descoperi că părăsirea narcisistului este o mare provocare. Veți fi prinși într-un ciclu de abuz. Iar comportamentul intermitent de una caldă, alta rece sau pleacă, revino, nu te mai vreau, te vreau, fac acest șoc de a vă atrage înapoi exact când sunteți pe cale să plecați. Mulți posibil să atace prin agresivitate, fie verbală sau fizică, doar că mai târziu va începe să folosească comportamentul intermitent și vă bombardează cu scuze, cu iubire, cu promisiuni de schimbare, atunci când văd că dați semne de plecare. Dar de cele mai multe ori se vor juca cu condiționarea financiară sau, în celălalt caz, sentimental sau sexual. Și am să explic imediat. Un lucru pe care un narcisist îl face este să-ți ia dreptul de independență. Iar în cazul femeilor este independența financiară. Când victima este soție, mamă, iar timpul este dedicat familiei, cât și în creșterea și educarea copiilor. Acest lucru se poate face pe parcursul a mai multor ani, dar lucrurile mici vor începe să modeleze modul în care vă bazați pe partener, iar partea financiară este condusă, controlată de manipulator. Dar în cazul bărbaților, aici tiparul se schimbă. Când femeia folosește tactici de inferioritate, tactici sentimentale, dar și sexuale. Iar pentru victimă, cea care este mamă, soție și stă acasă, se îngrijește de copii, deși muncește enorm de mult încât să se îngrijească de toate responsabilitățile și mai puțin de nevoile personale. Și pur și simplu
să te îndepărtezi de ceea ce iubești, plus că nu ai o independență financiară. Nu mai ai timpul necesar să faci ceva la care poate ești bun, ca profesie, pentru că narcisiștii nu vor să faci ceva în care să reușești sau să-ți aducă satisfacție. Dar cel mai important, să nu ai independență financiară. Cu siguranță, mulți dintre voi ați auzit fraze: dacă pleci, ești nimeni și nimic fără mine. Te fac să simți că nu poți trăi fără ei. Dar oare, cum ai putea părăsi un narcisist? Sigur, ați auzit fraze: după tot ceea ce fac pentru tine, uite cum mă tratezi. Muncesc atât de mult, mă îngrijesc să nu vă lipsească nimic, încât tu să nu trebuiască să faci nimic. Nu trebuie să faci un efort prea mare, iar tu așa mă răsplătești. Niciodată nu apreciezi. Cuvintele în acest sens vor fi pentru că te împing în mod metaforic într-un colț și te supun ideii că nu ești nimic fără ei și nu vei putea face față în lumea reală, adică dacă vei ieși din relație. Dar oare ar fi lumea reală mai rea decât în ceea ce te afli tu acum? Sigur, m-aș bucura să lăsați părerea voastră, mai ales cei care ați fost într-o relație și ați reușit să vă rupeți de relație și în momentul de față probabil ați început o nouă călătorie, un nou capitol al vieții singuri. Poate ți-ai pierdut încrederea de sine și te fac să crezi că identitatea ta în afara relației nu există. Mai ales când petreci timp într-o relație cu un narcisist, probabil că vei renunța la majoritatea intereselor, la hobby-urile tale, deoarece toată atenția ta este concentrată pe familie și pentru a ține relația cu narcisistul într-o formă bună. Posibil mulți ați fost izolați de familie, ați rupt legătura cu prietenii, așa că nu ai nimic în afară de relația cu ei. Acest lucru face și mai dificil să-ți dai seama cum să părăsești un narcisist, cum să reușești să ieși din relație, deoarece vei fi complet singur dacă ieși din relație. Ai rupt legătura cu familia, ai rupt legătura cu prietenii, nu ai un loc de muncă, nu ai prieteni cu care să comunici, să socializezi și, de ce nu, de cele mai multe ori, să fim ascultați. Mulți, fără să-și dea seama, devin dependenți de relație. Ține minte că o relație cu un narcisist duce adesea la o legătură traumatică, ceea ce înseamnă că devii dependent emoțional de narcisist. Aceasta poate deveni o formă de dependență în care tânjești la anumite momente ale relației, adică când narcisistul a fost afectos, atent, drăgăstos și te prăbușești că acele momente nu mai există. Acele momente frumoase, care au fost puține, au dispărut sau au scăzut. Sau posibil mulți trăiesc cu speranța că se vor schimba. Sigur, ați auzit. Acum dau seama că am greșit. O să mă schimb, promit, voi face totul ca relația să fie ca la început. Iar cei mai mulți cred în așa ceva, cred că se vor schimba într-o zi. Dar de câte ori s-a întâmplat asta? Să-și ceară scuze sau să promită că se va schimba? Oare s-a schimbat ceva? Ar fi bine să răspundeți pentru voi sau cei care ați trecut prin experiențe de genul, vă încurajez să lăsați părerea voastră sau experiența prin care ați trecut sau dacă ați ieșit din relație, cum ați reușit posibil experiența voastră să fie de ajutor altora. Dar în concluzie, dorind, așteptând, sperând, chiar și rugându-vă, se schimbă ceva? S-a schimbat ceva? Dacă vreți, răspunsul meu este, din păcate, nu. Un narcisist nu se va schimba niciodată și aici vreau să introduc din nou acea frază pe care o folosesc de foarte multe ori: noi nu putem schimba oameni, dar ne putem schimba pe noi. Și o parte din acea tehnică de
intermitentă de una caldă, una rece sau acum spune pleacă, apoi te vrea înapoi, este o confirmare la cât de mult le pasă, la cât de mult își doresc să facă schimbarea și nu numai. La cât de bine s-au descurcat și cum se vor descurca pe viitor încât să vă manipuleze și mai bine. Sigur, poți să crezi asta, poți să crezi că se vor schimba, poți să crezi că își cer scuze și chiar își cer. Pentru că tu ești o persoană bună, cu multă încredere în oameni și crezi că oamenii se pot schimba. Iar această credință este motivul pentru care atât de mulți aleg să rămână alături de narcisiști. Da, narcisiștii nu au această intenție și nici dorință, pentru că ei consideră comportamentul lor nu este un comportament defectuos. Dar cum să părăsești un narcisist? La această întrebare nu există un singur răspuns sau un răspuns clar, deși mi-aș dori. Dar cu toți avem un background, un statut financiar, un statut social sau sunt chiar copii în relație. Iar asta nu-mi permite să dau o definiție, dar efectele psihologice ale relațiilor cu narcisiști fac dificilă despărțirea de un narcisist. Dar există pași eficienți, pași pe care ați putea să-i luați pentru a ușura plecarea. În primul rând, aveți nevoie de sprijin și de suport. A lucra cu un specialist este un mare ajutor, mai ales atunci când nu știi cum sau cu ce să începi. Lucrând cu un specialist, vei primi suport, ghidare, pe tot parcursul. De ce spun asta? Pentru că mulți cred că este ușor. Este ca și cum ești pe ușă și gata, totul rămâne în spatele ușii închise. Ar fi minunat, nu-i așa? Dar oare? S-ar putea pune și în practică? Așadar, pentru cei care sunt interesați și își doresc să lucrăm unul la unul, mă puteți găsi pe pagina mea sau pe adresa de e-mail care o găsiți undeva mai jos în descriere. Cel mai eficient mod de a părăsi un narcisist este să întrerupi orice contact cu ei. Ei pot încerca să te contacteze, dar deschisând ușa pentru mai multe manipulări dacă comunici cu ei. Așa că mare atenție! Ei pot încerca să te convingă să le mai dai o șansă sau să te facă să crezi că problemele din relație au fost din vina ta. Și dacă dați atenție, o să vedeți că chiar și în momentele în care încearcă să-și ceară scuze, vina este tot a victimei. Mare atenție! Nu cădeți în această capcană! Dar în concluzie, totul este posibil atunci când îți dorești. Sigur, este nevoie de timp și blândețe. Pe tot parcursul, în noua călătorie, nimic nu vine peste noapte, dar atunci când îți dorești și e sigur că ai un obiectiv și vrei să-l atingi, sigur vei ajunge acolo. Îmi doresc ca informațiile să vă fie de ajutor, iar dacă le găsești utile și crezi că ar mai ajuta pe cineva, nu uita să dai mai departe. Iar dacă le găsești valoroase, poți să dai un like. Până data viitoare, vă trimit gânduri bune, vă iubesc cu inima și vă îmbrățișez cu sufletul.